Bună tuturor și bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună compot de caise, o rețetă foarte ușoară, dar foarte gustoasă, care cu siguranță îi va încânta pe cei mici, cât și pe cei mari, la iarnă. Pentru a pregăti compotul de caise avem nevoie de zahăr, caise și apă. Am aici două borcane de 1 kg, dacă aveți borcane mai mici va trebui să folosiți mai puțin zahăr și pun bucățile de caise în borcan. Le așez frumos cât să intre destul de multe. Peste caise pun apă cât să le acopăr. Acum scurg apa din borcan într-o cratiță ce poate fi pusă pe foc. Adaug zahărul. Zahărul îl adaug în funcție de borcan. Eu am aici borcane de 1 kg, de 1 litru. Dacă aveți borcane de 800, vă recomand să puneți 2 linguri de zahăr. La borcanele de 1 litru pun 3 linguri de zahăr. Am 2 borcane, așa că voi pune 6 linguri de zahăr. Am pus siropul pe foc și amestec în el până se rezolvă zahărul. Zahărul s-a rezolvat. Acum torn siropul peste caise în borcan. Închid borcanele cu capacele. Pun un prosop pe fundul unui vas și așez borcanele pentru a le steriliza. Adaug apă până la baza borcanului. Am pus compotul de caise la fiert, îl las să fiarbă, iar din momentul în care clocotește, las să clocotească pentru 7 minute. Nu las mai mult pentru că eu am deja niște caise foarte coapte. Dacă aveți caisele mai tari, le puteți lăsa să se sterilizeze pentru 8 minute. Dragii mei, așa arată compotul de caise făcut de mine pentru iarnă. Sper să vă fie de folos rețeta, să o încercați și voi. Dacă aveți întrebări, vă aștept în secțiunea de comentarii. Eu vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!